Drumurile naționale nu vor fi închise niciun minut, indiferent de momentul în care vor cădea primii fulgi sau de virulența cu care iarna va debuta pe melagurile Oltene. În stoc există zeci de tone de material antiderapant, firmele care se vor ocupa de dezăpezire sunt pregătite să intervină, iar starea utilajelor proprii este verificată în detaliu. Pregătirile pentru iarnă sunt în toi, deja din punct de vedere administrativ noi suntem organizați, avem contract de dezăpezire anul acesta, deci nu e o problemă, putem chema utilajele în bază începând cu 1 noiembrie. Pentru contractul de material antiderapant pot să vă spun că este deja încheiat. Față de ceilalți ani putem da comenzi de sare, însă așteptăm să montăm niște depozite modulare și imediat după ce se face montajul acestora vom umple aceste depozite cu sare. Deocamdată avem stocuri undeva la 40%, iar utilajele proprii sunt în plin proces de reparație și de verificare, și vor fi gata în cel mult două săptămâni. Rău nu se stă nici la nivel județean, chiar dacă administrația județeană nu a semnat contractele cu cele patru firme care se vor ocupa de dezăpezire. Autoritățile Oltene susțin că acest lucru se va întâmpla în prima parte a lunii viitoare. Lipsa acestor documente nu va împiedica firmele să intervină pentru că există din 2015 încheiate contracte cadru. Consiliul județean în calitate de administrator a 1040 de kilometri este pregătit pentru a interveni având în vedere că Deja avem încheiat un acord cadru pe 4 ani pentru o mai eficientizare a lucrărilor de intervenție la zăpadă. Zona județului este împărțită în 4. Asta înseamnă că avem pregătite patru firme care urmează să intervină. Momentan nu sunt semnate contractele subsecvente, urmând ca acest lucru să se întâmple după 1 octombrie, deci în jur de 10-15 octombrie vor fi încheiate contractele subsecvente cu cele patru firme care vor acționa la desăpezire. Iarna trecută pe drumurile naționale din Ol s-a circulat continuu. Traficul a fost blocat în perioada de avertizare meteorologică pentru intervale de la câteva ore la câteva zile, doar pe unele tronsoane de drum județean.